17 bărbați și 5 femei au luat startul sâmbătă la crosul Alerg pentru Viață. Evenimentul care s-a desfășurat în Parcul Elevilor a fost dedicat giurgiuvenilor cu vârsta peste 35 de ani. Cu toții au vrut să promoveze faptul că sportul înseamnă viață și vor ca tot mai mulți giurgiuveni să conștientizeze acest lucru. A fost foarte frumos, din păcate au fost puține participante. Mi-aș dori să fie concurența mult mai mare. A fost frumos și cred că sunt binevenite asemenea activități, fiindcă până la urmă viața înseamnă sănătate. Crosul a fost organizat de Clubul Sportiv Constelația, Fundația din Dragoste pentru Oameni și grupul de firme Nova Force. La această inițiativă am răspuns pozitiv, invitându-mi prietenii apropiații, care trebuie să recunosc că au peste 45 de ani, nu peste 35 de ani, și le-am explicat de importanța activității, au înțeles-o și ne-am bucurat că astăzi în Parcul Pionierilor să fim într-un număr foarte mare. Ne bucurăm foarte mult că am reușit și noi să organizăm o astfel de acțiune, pentru că ne dorim ca giurgiuvenii să înțeleagă cât de important este sportul. Deputatul de Giurgiu Florian Nicolae și copreședintele PNL Dumitru Beianu i-au felicitat pe participanți și au lansat promisiunea că la următoarea acțiune se vor afla și ei la linia de start. Aș vrea să felicit organizatorii că v-au dat dumneavoastră, celor care ați participat la acest cross, posibilitatea să alergați pentru viață și totodată să-i asigur că la următoarea competiție voi alerga și eu. Pentru că împreună trebuie să alergăm pentru viață. Și în continuare, aș vrea să vă felicit și pe dumneavoastră, cei care ați participat, pentru că în viziunea mea, dumneavoastră ați trecut linia de sosire mult mai sănătoși și ați ajuns cu toții pe locul întâi. Felicitări! Nu suntem astăzi câteva sute de alergători și câteva zeci de sponsori, dar mi-a dorit foarte mult pentru acest oraș să ajungem la un asemenea nivel. La final, câștigătorii au primit diplome, tricouri, cărți și genți sport.